Zelewanul Ioan Onicaș a câștigat un nou mandat de președinte al Federației de Mini-Fotbal din România. Fostul și totodată noul președinte al Federației Române de Mini-Fotbal a fost votat de 75% din membri cu drept de vot prezenți la adunarea generală de la Brașov. Ioan Onicaș este vechiul și totodată noul președinte al Federației de Mini-Fotbal din România, în urma hotărârii adunării generale din data de 8 mai 2016 de la Brașov, se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul Federației de Mini-Fotbal din România. Fostul arbitru internațional de fotbal născut la Zalău, Ioan Onicaș, a reușit să câștige alegerile și să rămână la șefia forului național, după ce a câștigat alegerile cu 31 de voturi la 8, în fața mult mai tânărului contracandidat Bogdan Verzea din județul Prahova. Imediat după ce alegerile au fost validate, Ioan Onicaș și-a prezentat proiectele pentru perioada următoare și speră ca mini-fotbalul din România să se mențină la înălțime, atât la nivel european cât și la nivel mondial. Alături de Ioan Onicaș, la conducerea Federației de Mini-Fotbal din România se mai găsesc, conform statutului, trei vicepreședinți, Paul Costa, Tiberiu Laioș și Gavrile Vasilescu, respectiv un secretar general în persoana lui Tocaș Attila. Ioan Onicaș se află la conducerea Federației de Mini-Fotbal din România din anul 2014.